gal argintii, lețcani, ciulama de pui. Mod de preparare. Într-un ceaun se topește slăninuța și apoi se adaugă și ceapa care se lasă puțin la călit. Se adaugă ciupercile și apoi cartofii tăiați cu Se lasă să fiarbă. Se taie și carnea de pui în cubulețe și se adaugă în ceaun. Apoi se face un sos din smântână, puțin lapte, puțină făină, în care adăugăm mărar tocat. Se pune sosul în ceaun, se amestecă totul și se mai lasă puțin la fiert. Sfat de la bunica Înainte să adăugați sosul de smântână, amestecați-l cu două linguri de zeamă din ceaun. El ajunge astfel la aceeași temperatură cu ciulamaua și nu se brânzește.